Doamne ajută, frați creștini, bine v-am găsit și bună să vă fie inima. Sunt Bogdan Curta, cantautor, orchestrator și cercetător în domeniul muzical la Pompidou Paris. Astăzi sunt aici cu mare bucurie alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta o premieră în România. Este vorba despre primul set de muzică creștină, dedicată baptiștilor, penticostalilor, adventiștilor, chiar dacă ei cântă mai mult pianistic, dar nu numai. Este un set extrem de mare, extrem de complex, vast, care conține și balade, ritmuri pianistice, 350 de ritmuri pianistice, 1500 de tonuri, 1500 de ritmuri de balade, ritmuri de polca, plus 170 de ritmuri și registration memory special pentru cântările voastre, majoritatea cu titlu, astfel încât voi, dragii mei, să puteți să cântați la biserică, să puteți să cântați pentru frații voștri, prietenii voștri, familia voastră, din suflet pentru suflet, pentru că eu știu că voi lăsați muzica de cele mai multe ori să coboare de acolo din splendoarea angelicității, din dumnezeire, un lucru într-adevăr pe placul lui Dumnezeu. Muzica înseamnă vibrație, vibrația înseamnă cuvânt, iar la început a fost cuvântul. Am realizat setul ăsta mare, din suflet pentru suflet, după mulți ani de strâns materiale, consultându-mă și avându-i ca și consilieri îndrumători pe frații de-ai voștri din bisericile baptistă și penticostală. Este un set în care găsiți tot ceea ce Dumnezeu m-a luminat să pun mai bun și de aici încolo, iubiții mei, doar talentul sau talentul, cum îmi place mie să spun, îmi place să spun talentul pentru că nu știu dacă știți, cuvântul talent provine de la talent, din minunata pildă a talanților din Biblie, da? Talentul este și el un dar de la Dumnezeu, așa cum Dumnezeu a dat talanții, fiecăruia dintre noi ne-a dat talentul și prin talentul vostru, acest dar venit de acolo de sus, puteți să faceți muzică vie, muzică spirituală, prin care să îi aduceți alături de trăirile voastre, simțirile voastre și credința voastră pe mulți care chiar au nevoie, pentru că și muzica este o mângâiere. Setul merge pe următoarele modele: Yamaha Tyros 3, Yamaha Tyros 4 Black Edition, pe care l-am și în spate, Yamaha Tyros 4 normal, Yamaha Tyros 5, Yamaha Genos și, bineînțeles, modelele celelalte de la PSR 650, 750, 950 în sus. Voi avea grijă ca și pentru instrumentele care vor urma după Genos să mă asigur că totul este compatibil și să aduc setul la zi astfel încât să nu existe probleme de compatibilitate. Reîntorcându-mă la setul vostru, cu toate că îmi place mult să vorbesc despre religie și muzică pentru că sunt strâns legate între ele, vreau să vă spun că toți registrii sunt foarte bine lucrați. Aveți instrumentele potrivite, nu este un set făcut în grabă și e un set mult mai mare decât ceea ce găsiți în magazine, seturi de muzică populară care vin cu clapele. Repet, nu este un set de folclor. Are câteva ritmuri folclorice, dar în special e set de muzică creștină, muzică religioasă. Predomină balade, ritmuri pianistice, country, polka, tot ceea ce cântați voi pe piese, piese de nuntă, toate am încercat să le pun la locul lor, așa cum m-a ajutat Dumnezeu. Pentru doritorii de mai multă muzică populară, da, am și un set de muzică populară, am și un set de folk, pentru că eu cu asta mă ocup. Mă ocup de instrumente și instrumente cu clape în special
Dar haideți să mergem înainte și să vă arăt setul, să puteți să și ascultați. O să-mi fie imposibil, din păcate, știți că noi oamenii avem limitele noastre și intelectuale și sufletești. Haideți să vă arăt atâta cât pot din setul acesta, cel puțin partea de registration memory. Vă arăt cu drag, va fi un video destul de lung, poate îl vedeți în etape. Sper să vă placă ceea ce o să auziți. O să începem prezentarea noastră cu o baladă clasică și registrii sunt bine organizați. O baladă tipică anilor 80. Aceasta mi-e dor, un ritm special pentru cântările voastre. Să știți că noi ne-am născut cu acest dor de Dumnezeu. Mulți nu-l înțeleg. E normal să ne fie dor de Dumnezeu atâta timp cât noi am căzut cândva de acolo din paradis, de acolo din îngeri și în subconștientul, în ancestralul nostru spiritual, purtăm acolo prin meandrele ființei noastre acest dor de Dumnezeu și de lumină și de nemurire, de fapt. Spunea Mihai Eminescu într-una dintre poeziile sale că l-a cuprins un dulce dor de moarte. De fapt, eu cred că l-a cuprins un dor de nemurire, pentru că moarte nu există. Sau, mai bine zis, l-a cuprins sațietatea de viață. S-a săturat de viața asta plină de lipsuri. Unii oameni spun, cum poate să-ți fie dor de Dumnezeu dacă nu l-ai văzut niciodată? Ei bine, porți în tine această fărâmă ruptă din rai și acest dor de Dumnezeu. Așa suntem făcuți, ca să tânjim spre întâlnirea cu divinitatea. Multipad.
acum scopul meu este să vă arăt ritmurile. Atunci când am lucrat la regiștii sau am optimizat din tot felul de style-uri, am ascultat piesele și v-am spus, am avut și doi sfătuitori din partea bisericii voastre, dar nu pot să mă laud cu ideea că știu toate piesele cu versuri, linie melodică perfect pe de rost. Ideea e că sunt foarte multe aici în set, la vremea lor le-am optimizat, dar doar eu am un repertoriu de peste 300 de piese, plus colinde, plus alte vreo câteva zeci de compoziții proprii, deci am și eu o limită fiind o ființă umană. Deci o să vă las să ascultați cu precădere ritmurile. A doua variantă a ritmului de acompaniament. O baladă acustică rearanjată pentru a suna impecabil. Ai fost, așa se numește următoarea cântare, care ne poartă parcă legănându-ne peste ape și munți către un univers mai bun. Rămânem pe aceeași piesă, Ai fost răstignit. Thank you.
Al cui ești un vals foarte discret și frumos aranjat. Un style pentru cântarea al Păcii Domn. Am întâlnit. Următorul ritm se numește arpeggio. Are și acesta registri făcuți, este un ritm de o sensibilitate deosebită, un ritm pianistic. Multipad. Amăgit am fost, așa se numește următoarea piesă. Întoarcem în sfera ritmurilor pianistice, de data asta, dacă l-am avut pe arpeggio înainte, acum avem un alt ritm, arpeggium, o rezonanță latină, pentru că și ritmul este un pic mai amplu. O baladă muzicală excepțională, Bad Ballad,
O să vedeți cât de multe minunății puteți să cântați cu ajutorul ei. Iar acum un ritm creștin de muzică populară, câteva sunt în setul ăsta, foarte puține, pentru că eu am și pachetul de folclor. Dacă l-aveți instalat, vor suna oricum mult mai bine cele de populară, cele de muzică ușoară nu au niciun fel de legătură cu pachetul folcloric, dar chiar și în acel pachet există niște tonuri deosebite pentru voi. Hai să ascultăm! Astăzi vine o baladă deosebită. Așa cum spuneam, pachetul acesta se adresează tuturor cultelor. Avem Ave Maria, un cântec mai mult decât celebru, un cântec care ne poartă pe aripi de îngeri acolo către lumile pline de lumină și de bunătate. Atâta vreme.
Azi e ziua nunții. Rămânem în același registru, azi la nunta. Un rim de funky pe care puteți cânta cântarea Azi vin acasă. Iar acum un ritm pentru cântarea Bine ați venit, modificat în groove. Binecuvântare. Un ritm fantastic de rumba, se poate cânta pe el cântarea Bucură-te.
alt ritm de rumba pe care puteți cânta cântarea ca și Rebecca. Polca foarte bun pentru cântarea Când te-am întâlnit. Rămânem pe registru de polca pentru a cânta mai departe cântarea Când tu ești. Un ritm de folk pe care puteți cânta Ce bucurie! Ce dulce se numește următorul Registration Memory. Un ritm tradițional românesc pentru cântarea Ce mult aștept. O altă cântare pe rim de polga cu un nume simplu și la obiect. Ce plăcere-i! Cel ce stă sub. Ritmul celebrului cântec I Just Call To Say I Love You, atribuit și el aici în Registration Memory unor cântări bine cunoscute.
Classical ballad. De X piano. Classical ballad 2. V-am pus în set pe registri și un style pentru cântarea Condu-mă, Doamne. Compozer am denumit următorul ritm pentru că are darul acesta de a ne da inspirație. Country B, un ritm extrem de natural, se aud chitările acolo așa cum trebuie și cum le șade bine, o să fiți uluiți de naturalețea lui. Următorul ritm este pentru cântarea cu Isus, un ritm care ne amintește de muzica grecească. O să auziți ce frumos sună mandolina.
country again. Un style pianistic dedicat acompanierii corurilor, cor piano 2 este acesta. Core piano 1. Putem cânta și cântarea Cui să dau pe ritm de polca. Simt.
Destinul tău, o baladă foarte frumoasă. Ritmul diafan. Din mână în mână, din nou, un style bine aranjat.
Cântarea din Valea se potrivește de minune pe stilul acesta. Doamne, un style pentru muzică creștină deosebit. Continuăm cu un polca foarte frumos. Style pentru cântarea Doamnei iarăși. Doar prin iubire, așa este, dragii mei, iubirea este cheia, doar prin iubire putem să fim mai buni și să ne înălțăm și purificăm sufletul. Domnul e aici, așa este adevărat, a grăit cel care a pus titlul acestui cântec, acestei cântări, providența este pretutindeni. E atâta pace, multă pace vă doresc și eu ca în această cântare.
Exceptional Grand Ballad, o aranjare cu totul deosebită pentru ca voi să puteți să veniți cu idei și cântări frumoase. Harul tău. E putere. Minor. Prima variantă, elegance. Avem o pleiadă de ritmuri elegance. Elegance 2. Sunet grandios. Și varianta a treia.
un ritm de country pentru cântarea Ești. Da, aveți și un ritm de non-set, pentru că întotdeauna e nevoie. Fericită să fii, se numește ritmul pentru următoarea cântare. Minor. Folk ballad, o baladă deosebită. Folk Ballad 2.
funky balad, un ritm de calitate. Galanteria. Gran piano style. Gran piano 2. Guitar ballad. Și-am pregătit și o horă creștină pentru voi. Thank you.
iată se vestește din nou pe rind de funky. Iată ziua ce. Puteți cânta cântarea Iisus cel înviat pe ritmul acesta? Aranjamentul unui instrument este extrem de important și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au avut încredere și mi-au lăsat instrumentele la aranjat și pe care nu i-am dezamăgit. Le mulțumesc și românilor din diaspora care au cumpărat seturi de la mine sau mi-au trimis instrumente pe tiruri, pe mașini, cum i-a ajutat bunul Dumnezeu. Vă aștept cu mare drag pentru aranjări de instrumente, dar până atunci mergem înainte cu setul nostru. Deosebit, o baladă excepțională. Iisus iubit se poate cânta pe balada aceasta. Ce eleganță în acest ritm de baladă care ne spune că Iisus m-a cumpărat.
minor. Iisuse drag. Suntem pe un ritm de polca un pic mai stilizat. La această oră o cântare veche și frumoasă.
Romantic 2, un ritm cu totul și cu totul excepțional. Roagă-te. Un ritm deosebit de frumos și de romantic. Să te asculte. Am pus pentru voi în set și o baladă simplă, întotdeauna își are locul.
un ritm un pic mai contemporan, stau și privesc, se poate cânta pe el. Rin pentru cântarea sun stejarul. Suntem duși, se numește următoarea cântare care are stilul acesta adecvat. Supreme Ballad. Tatăl meu e domnul, o piesă mai stilizată. După, hai să recunoaștem, omul bun și pomul copt. Tu ești refugiul, o baladă pianistică frumoasă. Un cântec și un ritm excepțional cu influențe clasice. Thank you.
Următorul ritm ne duce cu gândul în alte lumi, acolo undeva în reverie, se numește Vals Feric și titlul vorbește de la sine. Venim pe ritm de country. Rock and roll ballad. Și acum niște style-uri retro de muzică ușoară românească.
dragoste la prima vedere, un ritm foarte bun pe care îl puteți folosi liniștiți și în cântările voastre. Asta a venit din fabrică cu Tyros 4, dar foarte modest aranjat. Puteau mai mult cei de la Yamaha. Mi-a plăcut foarte mult partea lui de compoziție și era păcat să-l lăsăm așa. Așa că m-am apucat de lucru și iată că îl aveți într-o variantă mult mai dinamică, mult mai folk și chiar puteți să-l folosiți în multe, multe cântece și cântări. Te laud, un ritm deosebit de frumos, cu un intro de pian, o să vedeți că o să fie și pe gustul vostru, așa cred. Înaintea ta. Îți mulțumesc! Auziți că am pus reverb pe voce pentru că urmează o compoziție proprie. Puteți să o cântați, m-aș bucura, o găsiți pe YouTube, se numește La umbra
crucii tale. Muzica îmi aparține, versurile, dacă nu mă înșel, aparțin lui Radu Gir. Foarte greu am găsit originea versurilor, pentru că au fost într-un caiet și există numeroase speculații, știindu-se că Radu Gir a compus mult în perioada sa de detenție. Tale, eu, Doamne, vreau să vin, să-mi plâng mereu trecutul și ție să mă închin. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să fiu, să plâng, să cânt cu jale, din moarte să-mi viu. Un alt ritm de baladă, puteți să cântați și acest cântec creștin mai stilizat, Muzica mi aparține de asemenea, Lumină Lină se numește, îl găsiți pe YouTube. Mâinile tale, un ritm excepțional. O baladă clasică, o baladă de mister cu ușoare influențe folk, o să vină în două aranjamente, o să le auziți pe ambele.
Modern Arrangement. Modern Arrangement 2. Noblesse. Nu mai e mult. Un ritm frumos cu influențe retro se poate cânta. Cântarea Nu vă îngrijorați, o să vă arăt style-ul.
o minunată baladă acustică. Numai pentru Isus. O laudă și un ritm foarte interesant. Opereta. Un ritm frumos pentru cântarea pe drumurile. Pianissimo.
Piano Blues. Piano. Și acesta este, dragii mei, unul dintre cele mai bune ritmuri de polca pe care eu le-am auzit. Polka ludica. Polka Light. Rămânem în zona polca cu un ritm excepțional. We'll be right back.
avem și un ritm de muzică dance. Iubiții mei, eu știu că scopul inițial și principal al acestui video este un scop tehnic, un scop informativ, educativ, muzical, artistic, luați-o cum vreți, dar aș vrea să vă vorbesc în câteva cuvinte, dacă mi-i îngăduiți prin bunăvoința voastră, și despre importanța muzicii, despre muzică și dumnezeire, despre muzică și angelicitate și toate acestea, pentru că, parafrazând, unde dragoste nu e, nimic nu e, dar dragoste este Dumnezeu, iar asta înseamnă că unde Dumnezeu nu e, nimic nu e. E mult mai corect, pentru că Dumnezeu este iubire și muzică și cea mai bună și suprema dovadă a iubirii divine este însăși existența acestei lumi și existența noastră implicit. De aceea, parafrazându-l pe Lucian Blaga, eu vă îndemn să nu striviți corola de minuni a lumii. Lăsați muzica să coboare din dumnezeire și din angelicitate. Nu are rost să o măsurați, să o ocultați, să o profanați printr-o cunoaștere matematică luciferică. Există două feluri de cunoaștere, cea intuitivă, cea dumnezeiască, cea inspirată, numită paradisiacă, și cunoașterea luciferică, metaforic vorbind, cunoașterea matematică, cunoașterea fizică, bineînțeles că și intelectul are rolul lui, dar credința și simțirea sunt mult mai importante, pentru că niciun fizician sau biolog nu o să-mi poată spune sau da răspuns la întrebarea de ce eu exist sau de ce mă aflu sau de ce sunt capabil să cânt. Mulți mi-au spus că omul se trage din maimuță, bine, bine, dar atunci hai să admitem că s-ar trage din maimuță, dar cine a făcut maimuța? Deci, vedeți dumneavoastră câte argumente și cât de simplu este să ne dăm seama că da, există o corolă de minuni al lumii, că universul este muzică, că toate planetele, dacă luăm proporția dintre ele, toate planetele din univers, inclusiv din sistemul nostru solar, inclusiv Pământul, sunt orânduite între ele conform unor proporții matematice găsite și în notele muzicale, găsite și în acorduri, în muzică. Deci dacă am avea această capacitate să percepem vibrația universului, muzica produsă de sferele astea, de planetele astea, bineînțeles, noi suntem limitați, omul este o ființă limitată, dar se spune că asta e muzica dumnezeiască, e o splendoare pe care noi nu putem, prin conceptele noastre și prin experiențele noastre și simțurile noastre, nici să o percepem, nici să o reprezentăm. De aceea, dragii mei, muzica fiind un lucru sfânt, aveți grijă ce ascultați și ce cântați și ce simțiți. Mesajul e foarte important. Nu vă profanați sufletele cu muzică de 2 lei, muzică comercială, chiar și în muzica religioasă, păstrați decența, păstrați bunul simț, pentru că muzica închinată dumnezeirii este o rugăciune cântată. Nu e nicio diferență între o rugăciune sau un cântec creștin, tot o rugăciune este și un cântec creștin. Dimpotrivă, e mult mai splendid, da? Pentru că are în spatele ei și această armonie a acordurilor, armonie care îți înalță rugăciunea, îți acompaniază la propriu și la figurat rugăciunea până spre cer. Dar dacă muzica și rugăciunile noastre ajung la Dumnezeu, acestea sunt rugăciunile către Dumnezeu, oarecare sunt rugăciunile diavolului?
Ei, dragii mei, aici trebuie să aveți grijă. Există, din păcate, și așa ceva, există și penumbre, există și întuneric, acolo unde ar trebui să fie în mod normal și firesc lumină. Rugăciunile necuratului sunt înjurăturile, sunt vorbele spuse fără a cugeta, sunt răutățile aruncate mai mult sau mai puțin voit, dar atenție, sunt și cântecele. Și muzica proastă, eu cânt multe, multe genuri muzicale și vă spun, există anumite piese cu niște vibrații malefice, pentru că muzica poate înnobila, dar să știți că poate să-și întineze sufletul omenesc. Vă îndemn, iubiții mei, să faceți muzică vie, muzică din suflet pentru suflet. Vă mulțumesc celor care ați urmărit acest video. Dacă vă place, dați un like. Vă aștept cu mare drag. Pentru a cumpăra setul, puteți să mă sunați la numărul de telefon afișat pe ecran mai jos. Nu uitați că am și alte seturi pentru cei care vor să-și extindă memoria sau capacitățile instrumentului muzical. Până la următoarea întâlnire, fiți buni, fiți luminați, înțelepți, fiți iubitori unii cu ceilalți, lăsați muzica să coboare din îngeri și faceți muzică vie din suflet pentru suflet. Doamne ajută, dragii mei, și să aveți lumină!